Până la un punct, mama lui Doru se pare că l-a aprobat în privința vieții lui de mare crai, dar acest fel de a fi al lui a cam devenit a doua lui natură. Faptul că nu simte nevoia să-și pună pirostriile nu e de condamnat, însă felul în care tratează iubitele provocându-le suferință exact atunci când acestea se îndrăgostesc de el, este reprobabil. Vorba aceea, roata și de pătrată tot se învârtește. Doruțule, nu știi ce-ți rezervă viitorul. Bine, am mers să fac floricele. Vrei și tu? Nu, cam rămân între dinți. Dar nu pleca, mai stai și tu aici. Sunt cu Doru de 3 luni și simt că este bărbatul vieții mele. Lili e cea mai lungă relație a mea. Nu am stat cu nicio fată atât de mult. Vrei să scapi? Vrei să pleci? Dar nu vreau să plec nicăieri și n-aș merge nicăieri fără tine. Ce crezi? N-aș merge nicăieri fără tine. Chiar nicăieri n-ai merge fără mine? Iubitul meu nu mi-a spus că ține la mine. Însă îmi demonstrează prin fiecare gest și comportament că ține la mine. Simt că mă îndrăgostesc de fata asta, deși n-ar trebui. Dar nu pot să mă opresc. Ne simțim foarte bine. Suntem deja de 3 luni împreună. Corect? Da? Da? S-au făcut 3 luni deja? Da. Așa. Și nu știu, mi se pare că ar trebui să mergem așa la următorul nivel. Adică să simt că îți dorești cu adevărat să fii cu mine și te vezi în viitor cu mine. Îmi doresc să trec la pasul următor cu Doru. Însă în același timp nu vreau să-l sperii și o să-l iau ușor. Nu vreau să ți se pare că sunt vreo nebună crizată care asta așteaptă și nu mai poate și vă înțelegi și vreau să nu, spun. Nu înțeleg unde vrei să ajungi și de asta ce să mă gândesc, dar deja mă doare capul. Adică uite, de exemplu, ca să fiu și mai sinceră și transparentă, mi-ar plăcea foarte mult ce să mă prezinți mamei tale. Dacă eu voi prezenta mamei pe Lili, viața mea s-a terminat. Se vor alia împreună împotriva mea și vor face din mine un bărbat însurat și de casă. Dar ce legătură are una cu alta? Ce dacă nu te prezint părinților mei, asta înseamnă că ce... Nu îți dau încredere sau care e, dacă nu înțeleg. Oarecum, adică să mă asigur că îți e ok cu mine, că nu ți-e rușine cu mine, că mă prezinți prietenilor și oamenilor dragi ție, adică... Dar n-am ieșit cu tine la restaurant, adică dacă mi-era rușine cu tine, nu ieșeam deloc. Ne înțelegem foarte bine și că ar fi bine să mergem la următorul nivel, în Eu zic asta. Să nu-ți mai bați capul la tot. Eu știu că trebuie să trăim clipa și momentul. Eu și că... zic să nu te mai faci capul atâta. Zic să te axezi mai mult pe a te distra, pe a te simți bine, da? Da, știu asta și ai dreptate și bine ai dreptate. Ai dreptate. Este prima femeie cu care am ajuns în punctul ăsta. Nu vreau să fac vreo greșeală. Ei, Doru al nostru spune că s-a îndrăgostit ajungând la performanța de a rezista lângă Lili 3 luni. Într-adevăr, este fragilă această relație ținând cont de superficialitatea lui Doru, însă Lili, suficient de precaută, știe când să renunțe la niște insistențe care pot fi în defavoarea relației. Dacă acum, pentru prima dată, Doru se află într-o relație, poate este momentul unui nou început pentru acest Don Juan, început pe care merită să-l sărbătorească alături de prietenul lui bun, Benny. Ia zi, băi, Casanova, care-i treaba? De ce ești necăjit? Nu sunt, mă, ce, sunt așa un pic obosit, poate. Bă... Ce, ți se pare că sunt supărat sau ce? Dacă nu te-aș cunoaște, aș mai zice, te-aș crede, dar... Ce, bă, ce vrei să zic? N-am, mă, nimic. Ești curios tare, ești nebun. Fierbi. Te cunosc, mă, dacă nu te cunoște, mă ziceam. Nu, no, mă, mă gândesc și eu așa la... La ce te-ai mai gândit? La o duduie, mă. Deci tot despre femeie, bă, bă. Ce e mai important decât femeile pe lumea asta? Ai și tu dreptate. Și? Ce s-a întâmplat? S-a tras clapa sau... Mie clapă? Ce? S-a născut vreuna pe lumea asta să-mi tragă mie clapă? Taia cu minte, bubiți. De asta te întrebam? Nu, tata, nu. Încă nu. Da? O să ajuns acum. Mă gândesc așa că încep să mă apropii de coconița asta și nu-mi place. Trebuie să-i dau vacanță. De ce nu, Dălini? Te apropii?
Nu vreau să devin sclavul iubirii. Orice naș și are nașul. Ce credea Doru, că o să meargă la infinit? Adică ai început să ai sentimente tu? Nu, mă, sentimente. Deja vorbești departe, șefule, nu. Păi, te apropii, înseamnă că ai sentimente? Nu, nu. Nu, înseamnă că încep să te atașezi, oarecum, știi? Și acum să înțeleg că ai început să te atașezi și acum încep să scapi de aia, sau cum? Păi trebuie. Atașat, neatașat, trebuie să-i dau vacanță, că n-am încă. Și este singurul motiv, să înțeleg. Da, nu știi că eu ăsta sunt în momentul în care începem să depășim limita aia și bariera respectivă, ea trebuie să zboare când are încotro. Recunosc, Lili a făcut din mine ce nu a făcut nicio femeie până acum și, sincer, chiar am avut foarte multe femei. Doru zicea că el nu o să aibă niciodată sentimente față de nicio femeie, dar se pare că Lili a cam dat viața peste cap. Păi și ce te deranjea, mă, așa tarele? Ce ți-a făcut? Bă, ideea nu că m-a deranjat ceva ce a greșit. Problema e că relația asta deja vrea să treacă la un alt nivel. Adică? La nivelul cu părinții, cu cunoscut familia, cu chestiile astea pe care nu-l halesc eu. Păi, așa și dacă cunosc părinții, ce care e problema? Nu poți să... Dacă te-ai săturat de el, nu poți să depăși ce poate sau cum? Nu-mi place mie, mă, chestia asta, mă, frate. Stăm ăsta cu tactul lângă tine, zic că... Când de ce să, știi, de ce să dezamăgești trei oameni când poți să dezamăgești decât unul și atât? Băi, nu știu ce să zic, dar în mare parte ar că am trebuit să lași tu tâmpenile astea deoparte, stai și stai la casă ta, frate, să faci o familie. Zic și eu, părerea mea, nu că te oblig, eu zic părerea mea, ce ar trebui să faci. Acum tu știi mai bine ce vrei să faci. Nu-mi place mie, eu stau să-mi bat capul, să dau explicații, să de unde ai fost, de ce ai fost, cu cine ai fost, cu cine e aia, de ce e aia, dai mă, lăsați-mă cu de-astea. Nu înțeleg îngrijorarea lui. Lili e o femeie cu mult ce ar dori să aibă. Cum să recunosc că m-am îndrăgostit? Mi-aș păta reputația de crai. Mie nu-mi cere nimeni să coteală în viața asta. Ai mă și tu de tot aici. Ai înțeles? Deci da, doamne, iartă-mă tu. Păi atunci dacă vrei să scap de ea, să-mi lași și mie numărul de telefon. Dar bine, asta când te hotăm. Stai, potol nebunul. Ai și sărit, hiena mică ce ești. Reacție... Ai și sărit repede numărul lui. Bubule, tu chiar ai sentimente, mă, Petru, să tu lasă mă vrăjea dacă mă, vrei să scap de ea, ți-e frică. Nu, mă, sentimente, da, nu mai vorbim. Ascultă-mă și noi. Ascultă-mă aici, ți-e frică că te îndrăgostești de ea și până nu poți să scap de ea. Adică nu, nu o să mai poți scap de ea. Nu, fi mă nebun, deja bas câmpi, na. Da, bine. Atunci de numărul de telefon. Eu chiar vreau numărul Lili, nu am glumit. Chiar dacă a fost iubita lui pentru o perioadă scurtă de timp. Păi stai, mă, că momentan e a mea, după ce nu o să mai fiu cu ea, mai vorbim, negociem, vedem, ce-mi dai la schimb, că nu o să-ți dau nimic de pe mână în viața asta. Păi lasă-mă că stau eu după ea și vorbim și iau numărul de telefon de aia, mai vrei și ceva în schimb? Chiar aș fi curios să te văd, mă. Bine. Bine. Doru refuză să accepte că s-a îndrăgostit de Lili pentru că mândria lui de mare crai nu-i permite să-și recunoască sentimentele și să coboare ștacheta în fața lui Beni. De aceea, fără să pregete, Doru își continuă periplul de mare cuceritor și îl revedem în compania unei noi cuceriri. Bimi, dar te văd așa agitat. Nu sunt agitat, sunt un pic îngândurat. Sigur, ești ok? Da, sunt foarte ok. Doar că am ceva de făcut și trebuie să-mi iasă din prima și mă gândesc să-mi așez eu planurile și ideile în cap. N-ai vrea să prim undeva, într-un loc așa mai retras? Te ajut să te relaxezi puțin? Nu e cazul, stai liniștită. Un bărbat ca Doru am căutat dintotdeauna. Acum că l-am, aș face orice să nu scape printre degete. Singurul lucru ce am nevoie e doar să taci, da? Atât. Nu vreau să faci nimic. Nu e nevoie să faci absolut nimic. Și dacă te las, cum știi tu. Ok, taci. Să știi că dacă zici că taci, nu înseamnă că taci. De ce vorbești așa cu mine? De sigur ești ok. Îți spune ce se întâmplă cu tine. Te văd așa foarte îngândurat și... Păi, n-am nimica pe bune, nu știu, insiști foarte mult. Nu sunt supărat, sunt îngândurat, într-adevăr, pentru că unde mergem? Acum eu am ceva de făcut, am un comision și trebuie să mă ocup. Am nevoie să stai în mașină 5 minute fără să faci nimic. Nu cobor de aici, ne-am înțeles? Nu poți să merg cu tine? Nu. Doar am nevoie să-mi confirm că vei face ce spun eu. Rămâi în mașină și atât, da? Eu nu o să stau mult. Nu-mi place că m-a lăsat să aștept în mașină. Nu-mi place nici că nu știu ce face iubitul meu, dar o să aflu. Incredibil!
Doru a revenit la vechile lui obiceiuri, ne este greu să înțelegem de ce tânărul nu dă curs sentimentelor care i-au încolțit în suflet față de Lili și alege să o înșele. Sau oare vrea să revină la viața lui aventuroasă și să se despartă de Lili? Rămâne să aflăm în continuare. Ce faci, iubitule? Ce mă bucur că ai venit mai repede. Da. Ce vrei să povestim? Moartea căprioare de Nicolae Rabiș. Urmează să fac ceea ce trebuia să fac de mult. Doar că de data aceasta nu este ușor deloc. Pentru că acum sunt implicat emoțional. Ai avut o zi bună? Nu foarte, dar nu mă plâng. Nu contează asta. Asta zic și eu, ia zi repede. O să devine cea mai bună zi din viața ta, să știi. Am câștigat la lot? Abia așteptam să fie acasă. Trebuie să mă mișc repede, să mă comport exact ca un asasin plătit. Merg, trag și fug. Trebuie să îți spun ceva, avem de sărbătorit. Nu cred, pentru că nu avem ce să sărbătorim. Ba da, chiar avem ce, o să ți le spun. Numai că nu știu dacă vrei tu totuși să mă ajuți, că îți neîndemânatică mă știi doar și n-aș vrea să-ți par becul. Eu te ajut, dar nu înțeleg ce... ce sărbătorim totuși. Așadar... Hai, te rog, vreau să spun exact când... Hai. Vom deveni părinți! Nimic nu e mai minunat decât faptul că afli că vei fi părinte cu bărbatul pe care îl iubești. Se pare că de ce era mai frică lui Doru asta, i se va întâmpla Eva. Vestea că va fi tătic îl tulbură într-atât încât nu-și mai poate controla reacțiile și pleacă de la Lili. Surprinzătoare este însă reacția tinerei viitoare mămici, care pare încrezătoare că Doru se va întoarce la ea. Oare așa să fie? A? Vom deveni părinți! Cine? Sunt însărcinată, noi doi! Noi doi suntem însărcinați? Nu, eu sunt însărcinată. Tu doar ai contribuit la chestia asta. Uită-te, deci, te rog. Spune-mi că e o glumă. Nu este deloc o glumă. Băi, n-ai cum, băi, lasă naibii asta pe masă și uită-te la mine. N-ai cum să fii însărcinată, te rog frumos. Cum adică ce e gluma asta proastă? Dar ce cu atitudinea asta? Cum adică? Cum o să fii însărcinată? Când? Cum? Adică, cine? Uite de... cum sunt, unde e testul? Cum sunt însărcinată? Testul spune că sunt însărcinată. A câtele test e ăsta? Este primul pe care l-am făcut, dar este foarte... bun. Nu pot să cred că mi se întâmplă asta tocmai mie. Sincer, nu pot să cred. Nu îl condamn pentru reacția pe care a avut-o. Tind să-l înțeleg, pentru că, până la urmă, este un șoc să afli că prietena ta este însărcinată. Mai faci, nu știu, 2, 3, 5, 10, 100 de teste. N-ai cum, frate, să fii însărcinată. Tu luai... Nu. Tu te protejai, luai o grămadă de mizerii. Eu nu înțeleg ce-i cu atitudinea asta la tine. N-ai tu ce atitudine? Cum adică? Ce atitudine? Mi-e rău. Stai. Despre ce atitudine? Cum să fii tu însărcinată? N-ai cum să fii însărcinată. De unde vii cu povestea asta cu sarcina acum? Dacă ți-aduci bine aminte, acum o lună și puțin... Nu ne-am mai protejat. De fapt, ți-am spus că nu mai avem protecție și tu nu te-ai abținut și ai spus că lasă, că nu o să rămâi. Și uite că am rămas. Și acum ce faci? Cumva dai înapoi? Faci pelașul? Sau care-i faza? Că băi, nu înțeleg. Da, nu. Păi nu da, nu ce? Ți-e cald? Te sufoși? Da. Nu mai poți? Gata? Da, nu știu, e foarte cald aici la tine. A, nu, nu e foarte cald. Ești tu foarte slab.